An mai târziu, în anul 70 după Iașua, sub comanda împăratului roman Titus, și Templu au fost înconjurate și distruse. Din acel moment înainte, fariseii rabinici au crescut în putere și influență din interior, în timp ce cuceritorii romani au condus din exterior. De la început, forțele romane au început să facă presiune asupra captivilor lor evrei pentru a a adoptat noul calendar roman cu noul său ciclu săptămânal de șapte zile. Până la mijlocul secolului al 4-lea, după Iașua, toate unitățile romane de timp au fost complet schimbate. Împăratul roman Constantin a creat pentru toate timpurile noua religie creștină și odată cu ea un calendar solar de înlocuire pentru a se potrivi. Anul său trebuia să înceapă în iarnă, iar noua lună, divorțată de ciclul lunar, a fost concepută pentru a avea durate diferite. Săptămâna de 8 zile a fost schimbată într-o săptămână de 7 zile, dar încă lipsită de un interludiu al zilei de lună nouă pentru a juca ciclul sau a marca prima zi a lunii. Zilele au fost stilizate pentru a începe la miezul nopții în loc de răsărit. Totul a fost conceput intenționat și proactiv în opoziție cu toate lucrurile pe care evrei le considerau sacre cândva, în special legiatorei de instruire din Vechiul Testament. Scripturile împreună cu zilele de lună nouă și lunare din ziua a și zilele de sărbătoare lunară. Istoria calendarului evresc poate fi împărțită în trei perioade, biblică, talmudică și post-talmudică. Prima s-a bazat exclusiv pe observarea soarelui și a lunii, a doua pe observarea și socoteala, a treia în întregime pe socoteală. Deci este din citate din Enciclopedia Evrească din 1906, Istoria calendarului. În 325 după Iașua a avut loc sinodul de la Nicea. Acest consiliu nu a făcut nicio schimbare practică în calendarul civil existent, ci s-a adresat reformei calendarului bisericii care a fost soluționat în sistemul evreiesc. Au apărut mari dispute cu privire la timpul sărbătoririi Paștelui. Mai mult decât atât, biserica nu a fost pe deplin înființată, mulți creștini adepți al lui Mașia fiind încă pur și simplu sectanți evrei. Prin urmare a fost făcută o nouă regulă care, deși încă păstra paștele dependent de lună, a împiedicat-o să coincidă cu pesacul evreiesc. Se găsește în aceeași enciclopedie, tot la pagina 1906, istoria calendarului, perioada tamuldică. În acest timp, puterea strâmbă a fariseilor talmudici, rabinici, era în plină desfășurare, chiar și sub degetul mare al stăpânirii romane. Și cu presiunea continuă a răpitorilor lor romani, liderii evrei au cedat în conducerea romană și au întrerupt utilizarea calendarului original și autentic al legitorei din scriptură. Ei s-au întors la calendarul lor, cândva familiar babilonian, pentru luna nouă întunecată sau în semilună, dar numai pentru a localiza un nou aranjament al sărbătorii. Cu toate acestea, ei au acceptat, în cele din urmă, noul ciclu săptămânal continuu roman, care, în mod ironic, pare să fie avut originea și în Babilon. Ar putea fi acesta un motiv principal pentru chemarea de a veni din Babilon pe tot parcursul Apocalipsei? În secolul I, înainte de Iașua, în orașul Roma, cesar s-a gândit să elimine timpul din cupola cerească a lui Iahua. Au început atunci planuri siniste pentru o minciună totală, căci din timp omul trebuie să fie stăpânul și nu luna plină pe cer. În timp ce toată lumea a dormit și toată lumea a dormit într-adevăr, calendarul lui Iulian a fost creat și pe pereți a fost păstrat. Prin mâinile lui Constantin și a Papei Grigore a trecut, a fost perfecționat și șlefuit, iar în ciment a fost turnat. calendarul roman în enciclopedia zilele săptămânii au fost declarați an solari, luni solare și săptămâni solare. Ca dintr-un șir lung de perle, zilele erau împărțite și împărțite în lună plină și fazele ei au fost șterse din cărți, chiar și din scripturile Torei, de acei excroși murdari, Ireneu secolul al doilea după Iașua. Lunile noi ale lui Ahu au devenit luni solare. Pentru a deruta fiecare sfânt săptămânile lunare au devenit cicluri, o pată de calendar satanic, anii care încep primăvara au început curând toamna sau iarna, iar răsăritul până la apus un miez al nopții sau un apus de soare. Cicluri neîntrerupte plutitoare de săptămâni succesive reflectă nu creația, ci contrafăcutul ei. În timp ce teoria evoluției trebuie evitată cu orice preț, săptămânile de Ciclis sau de rulare nu sunt o opțiune. Astfel lumea va fi pierdută. Haosul calendaristic și creerea a patru reguli de amânare, cu un calendar lunar pe de o parte și o săptămână de uh, ruraj solar pe de altă parte, fariseii rabinici s-au confruntat acum cu un haos calendaristic total. Problema rezultată a necesitat crearea unui nou set de reguli numite patru reguli de amânare. Scopul lor a fost de a aduce armonie celor două metode calendaristice conflictuale. Fără aceste reguli, ciclurile lor săptămânale romane, nou adoptate, erau pe un curs de coliziune cu lunile lor lunare, în stil babilonian, depunând sabate de sâmbătă în fiecare zi a ciclului lunar, inclusiv Zilele lunii noi și toate zilele de sărbătoare lunare anuale. Așadar, pentru a împiedica noul lor sabat de sâmbătă să nu cadă în pseudo-Paștele și eu în în aceste reguli de amânare a sărbătorii cu una sau două zile au fost implementate. S-a stabilit că dacă o sărbătoare lunară era destinată să aibă loc într-o vineri sau o sâmbătă, aceasta trebuia amânată pentru a proteja sâmbăta imobilă cu orice preț mai degrabă decât invers. Astfel, sâmbăta a șaptea zi a unei instituții păgâne create de om a avut prioritate. Cele patru reguli ale amânării au fost concepute special pentru a permite săptămânii de șapte zile, să circule fără întrerupere, în timp ce corecțiile prin întârzieri sunt impuse la începutul lunii și datele sale specifice. Acest sistem întârzie în mod proactiv zilele de sărbătoare, dar una până la două zile. Acesta se găsește în supliment explicativ la Almanahul Astronomic Observatorul Naval al Statelor Unite. Această dovadă convingătoare că într-adevăr patru reguli de mânare au fost necesare din acea zi, luminează un fapt că, așa nume, că calendarul fariseilor rabinici moderni nu se aseamănă cu ceasul original al creatorului. Duminica a devenit prima zi a calendarului rabinic, făcând sâmbăta să fie a șaptea zi. Acestea par să se potrivească doar, deoarece îndoctrinarea noastră bine îngrijită a modelului fraudulos al calendarului roman a devenit o paradigmă adâncă rădăcinată de aproape 1700 de ani. Și pentru că majoritatea bisericii creștine rămân fice ale dogmei romane, ele nici măcar nu încearcă să țină sărbătoare, sărbătorile lunare. Așa cum uleiul și apa nu se amestecă, sărbătorile lunare nu pot fi armonizate sau localizate conform calendarului solar modern. Astfel, problema incompatibilității dintre calendarul roman modern și aspectul remarcabil al calendarului lunar solii lunii stelar al scripturii trece complet neobservată în rândul majorității adepților Bibliei, teologilor și pastorilor. Următorul citat este unul dintre câteva care nu vor fi niciodată împărtășite de la învonul unei biserici, fie de sâmbătă, fie de duminică. În 351-352, persecuția romană a izbucnit și evreii s-au revoltat. Curând au fost drobiți, multe orașe evreiești au fost distruse și au fost emise decrete împotriva autorităților locale și împotriva iudaismului. Privilegiile șefului Sinedrului și libertățile Sinedrului însuși au fost reduse. Presiunea romană de a conforma timpul evreiesc la timpul roman a atins nivelul de criză. Sub această presiune, Hilel al Doilea a fost de acord să limiteze funcțiile șefului Sinedrului, precum și al Sinedrului însuși, în ceea ce privește proclamarea lunii noi, stabilirea datelor festivalurilor și folosirea in intercalării în serâncea de-a 13-a lună, odată cu declinul bazei de putere evreiască din Israel comunitatea evrească din Babilon a crescut în influență pentru a umple vidul. Hilel al doilea a publicat detalii care informează toți evrei despre metodele calendarului nou calculat dezvoltat în Babilon. Din acel moment, Sanhedrinul din Undeia a încetat să funcționeze sau să menține experți în calendar. Prin urmare, lui Hillel al doilea îi se acordă creditul pentru actualul calendar rabinic fix, dar în realitate a apărut în Babilon și a fost doar punctul de plecare al dezvoltării calendarului rabinic în uz astăzi. Aranjamentul calendarului evreiesc, așa cum a fost folosit în timpul lui Hristos, nu mai este operațională. Evreii moderni sunt împărțiți în două clase: evreii caraiți, al căror număr este mic, Resping tradiția și Talmudul, își țin sărbătorile mai aproape de cele din timpul lui Hristos, în ceea ce privește adevăratul anotimp, numărul mai mare de evrei urmează calendarul rabinic produsul lui Rabin Hilel al II-lea și al altora din jurul anului 353. Aceștia au încorporat în el multe dintre regulile antice de calcul, dar își încep anul și sărbătorile cu o lună mai devreme în sezon decât caraiții. Da, avem în 1844, ispășirea prin calendarul rabinic ar fi 23 septembrie, în timp ce de către Caraiți era cam în acel moment în octombrie. După calendarul rabinic, prima zi a lui Nisan este întotdeauna între 12 martie și 11 aprilie și este întotdeauna una dintre cele patru zile, duminică, marți, joi sau sâmbătă, prima după luna nouă pentru luna respectivă. Ce înseamnă să fii berean? Am fost sfătuit să fim bereni, credincioși și ascultători, cu ochii și urechile larg deschiși, mai întâi auzind și în al doilea rând, cercetând zilnic scripturile pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt corecte. Dar, în al treilea rând, să acceptăm noua lumină a adevărului în ascultare și mergând în consecință cu bucurie. Cuvintele descurajatoare nu te-am cunoscut niciodată sau deportați-vă de la mine cei care practicați fără de legea, va da cel mai mare regret al vieții. Cu toate acestea, aceste cuvinte vor fi rostite tuturor celor care refuză să asculte în al doilea rând să ceceteze și al treilea să asculte de vocea Tatălui Etern atunci când a fost incomod și nepopular. În cea mai mare parte, oamenii vor închide ochii când ceva contrastează prea mult cu opiniile conducătorilor lor de biserică sau sinagogă, presupuși și profesi moderni și alte tradiții de mult prețuite ale oamenilor. Nelegiuirea nu este altceva decât încălcarea legitora care include cele 10 porunci, judecățile, statutele și mărturia lui Mașia. Toate bisericile creștine au abandonat majoritatea învățăturilor din legea Torei doar pentru a ține pasul cu dogma creștină romană în ultimii 1700 de ani. Dar la această oră târzie, Tatăl nostru etern își cheamă adenții să se ridice și să iasă, să se restaureze numele sacre ale lui Iașua și al lui Iahua Elohim, să restabilească luna plină pentru începutul lunilor lunare, Întoarceți-vă la șabatul sfânt lunar din ziua a șaptea și restabiliți toate zilele de sărbătoare lunare stabilite. Nu ca să devenim evrei, ci să devenim ramură în Israel. Aceștia sunt cei care păzești și țin o ascultare toată legiatorei, numele originale sacre și ritmul autentic al calendarului său de închinare, care este centrat pe timp pentru planul de mântuire, ilustrat prin ceremoniile Templului din cerurile ce nu sunt făcute de mâini omenești. Și să nu se țină de basme evrești și de poruncitate de oameni care se întorc de la adevăr, când sinceritatea eșuează. Povestea este spusă despre o fetiță care a mers la o grădină zoologică cu familia ei. Odată înăuntru, ea a devenit îngrozită să fie doburtă și călcată în picioare de multele animale mai mari decât ea care se grăbesc prin jur. Mama ei, ocupată cu un frate mai mic, nu a putut să se ocupe de ea și de temerile ei tot mai mari. După ce a închis strâns ochii, a întins mâna cu ambele brațe pentru siguranța fustei cunoscute de lună nupțioasă a mamei sale. Chiar în acel moment, o lamă lunoasă i-a interceptat îmbrățișarea într-o aparentă siguranță și a îngropat fața în lună și a ținut ferm pentru viața dragă, știind că toate acestea vor trece în scurt timp, deoarece în curând va fi de cealaltă parte a protecției porții. După un timp de mișcare în jurul stilului, ea a deschis ochii doar cât să privească afară. Spre disperare ei, Mama și frații ei se aflau în partea îndepărtată a grădinii zoologice. În groaza abjectă ieșea liberat strânsoarea. Tot timpul în care ochii ei erau închiși, crezuse cu toată sinceritatea că se ține de protecția fustei mamei sale, doar pentru a descoperi că se agățase din greșeală de fiara de care se temea. A fi sincer în propriile convingeri pur și simplu nu este suficient. Căci când ochii ni se vor deschide, unii vor descoperi prea târziu că s-au agățat în mod eronat de însăși puterea fiarei de care se temeau, așa cum este descris în Apocalipsa 13, de la 16 la 17. Antidotul unic, cu toate acestea, spuse același antidot singular, rămâne atât pentru evreu cât și pentru neamuri. Singurul mod de a îndrepta această mizerie este să urmezi calea lui Iahușua Hamașia, Mântuitorul Omenirii, Mântuitorul Lumii și să intri uh, pe ușă lui uh, Roșașana sau uh, luna plină a anului și a zilei de anul nou în primăvară și să numeri 14 zile până la pesahul din 14. Mesia tău a purtat crucea pentru tine și pentru mine și numai el are puterea și prevederea de a schimba orice ființă umană care vine la el cu smerenie, căutând iertare și dorința de a-l învăța tot. Timpul epopeei stabilit al Pesahului a fost marcat de o fază lunară de conjuncție întunecată la mijlocul lunii și s-a manifestat printr-o eclipsă de soare, de la ceasul al șase-lea până la al 9-lea adică între aproximativ 12pm și 15, la mijlocul primei luni lunare. Aceasta a identificat autenticul început de lună ca fiind luna plină cu 14 zile mai devreme. Pesahul este simbolul etern în mâna și fruntea voastră al promisiunii și prevederii împlinite, făcute de Iașua Hamașia pentru a-i proteja pe toți urmașii săi credincioși de la primirea semnului fiarei puterea spre mântuire a fost întotdeauna sângele mielului vărsat pentru tine și pentru mine. Sărbătorile desemnatele lui Iahua au fost înlocuite cu cele noi, Pesahul a devenit Paștele și într-o zi contrafăcută. În timp ce duminica nu a fost niciodată sabatul, este adevărat, nici vineri, seara, nici sâmbătă, așa cum o păstrează astăzi evreul. Nu ești singur.